Astăzi, în acest episod, tatăl strict i-a arătat lui Vlăduț exact ca din poveștile părinților cum era drumul spre școală și au ajuns să se ascundă pe timp de noapte acolo înăuntru. Nu vă mai spun prea multe, vă las să vedeți. Uite, Pavel, Fiantina, pe vremea aia, uite ce mergeam, mă, că Fiantina, eu mergeam cu colegii mei. A, nu, bă, Fiantina, eu ce mergeam singur, că colegii mei stăteau aproape. Și eu stăteam aici, uite, stăteam în partea aia, în sud-vest. Bă, nu, 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 că da, Pavel, Fiantina. Stai, că, bă, că nu mă arunc, tată, stai așa, mă. Bă, ce, bă, stai puțin, bă, da, tu chiar așa mergeai la școală, prin peșteri și pe drumurile astea, așa, tată? Da, Pavel, Fiantina, aici era un urs, uite, dacă fiți aici, uite, aici a fost gaură, ursul. Mă, tată, n-ai fost pe drumul ăsta, că asta e altă școală, tată. De unde știi tu de școala asta? La școala asta suntem noi. Suntem noi acum, pe normal, că de fapt stai, dacă cade podul, pici în apă sau poți să dai cu capul de piatră, ceea ce n-ar fi bine. Bă, tată, ești nesimțit, ai fi atent. Bă, tată. Ce? Păi și acum, unde mergem? Acum, la unde? Tată, bă, dar nu mai pleca, mă, că nu te înțeleg. Vorbești, dacă vorbești cu mine, vorbești cu mine și după pleci. Aha, ce, aha? Ha, tată, tot daci, că aici te duce tu la școală. Da, tată, stai 100%, hai, mă, tată, cu minciunile astea ale tale, că nu se ducea nimeni să meargă prin peșteri, prin toate astea. Am găsit noi aici și aia, tată. Uite, bă, mașini! Gata, lasă mașinile, tată, că n-avem nevoie de mașini, ia vină, hai aici, repede să luăm o cafea, ceva, tată, să, practic, să ne începem și noi. Cafeluță! Uite, bă, burger! Da, burger, tată, ți-e foame, mănânc acolo, eu o să intru aici, că, tată, trebuie să ne începem dimineața să mergem direct la școală, că avem foarte multe de făcut astăzi. Tată, și am înțeles că astăzi o să fie o activitate super genială, tată. Ce faceți, bă? Așa nu frumos, ce faci, Fiantin? Eu vreau o cafeluță, da, vreau o cafeluță. Vreau un candy bar, uite ăsta, bar, cioco-cioco. Și o bombonică, vă rog, Fiantin, uite, așa. Vreau două bombonici, Fiantin, vreau ce mâncare, uite, ia tu asta. Și fie atent, eu sunt vorbim așa, tată, ce, doamne, iartă-mă, bă. Stai, mă, bă, omule, liniștește-te, pune-te jos, că văd că nu prea știi să vorbești, tată, m-am uitat, dar m-a luat așa o răceală, adică e cam pe terminat, ceea ce e bine, dar vine să tușesc așa mereu, tată, stai puțin. Mamă, tată, e grav rău de tot, tată. Tată, dar tu chiar așa nu așa, fiul tău e răcit, fiul tău are, nu știu, are vreo problemă, ceva, tu nu te interesezi așa deloc de el, nu-ți pasă chiar așa deloc de mine, tată? Băi, Vlăduț, Fiantina, eu sunt om, mă, bă, Vlăduț, eu mă lași cu tine, bă, ce cu tine, ia vină, da, tată, n-am înțeles nimic, stai puțin, că vreau și eu să-mi iau aici, am zis că vreau și eu să-mi iau o ciocolată caldă, tată, că asta mi-e nevoie, eu cafea nu beau, nu știu, nu înțeleg rostul, dar o ciocolată caldă ar merge bine. Mamă, deci o să mergem acum la școală. Deja chiar nu mai supăr pe taică-mi, adică este super, super enervant, dar până la urmă e taică-mi, adică ne-am obișnuit până la anul. Trebuie să ne obișnuim total, să-l înțelegem, că na, știți cum e el, cum era atunci și când m-am transformat eu într-o femeie groaznică a fost. Da, tată, ce, unde vrei să mergem? Acolo, uite, lumini, tată, lasă club, să merge pe noapte, omule, la club să merge pe noapte, hai la școală, tată, că aici este... Hai cu gagicile, doamne, cât de prost e taică, hai că mă duc eu la școală, lasă, ok, îl pierde, că am înțeles că o să fie o activitate super tare de vați ascunselea la noi, în, sta bine, știți care e faza, sunt cam doar eu și cu taică, mă, și acum, dacă taică mea nu vine, sunt cam doar eu singur și nu știu cum mă joc eu singur, că, adică, da, unde e omul ăsta? Trebuie să vină odată. Da, mamă, trebuie să mă duc cu mașina de școală după el. Deci eu, că omul ăsta trebuie să-l iei cu mașina, mă, ca să vin așa. Altfel nu se poate, mă, eu nu înțeleg pe omul ăsta deloc. Titi, tată, unde ești? Stai că face urură pe tot mașina asta. Da, mă, ce ca... Mă, omul ăsta e tot înăuntru, doamne, trebuie să intru pe stil, mă, ce, doamne, iartă-mă, caut omul ăsta, mă, în bar, aici, în club. Doamne, tată, unde e? Ai, fiate, eu sunt Cornel și vin din Monel, Cornel Vluții, că Vluții, Ionel, fiate, bam, oho, oho, oba. Tată, vino, omule, odată, hai să mergem la școală, odată, bă, ce, doamne, iartă-mă, cauți aici și de ce e lume la ora asta în club, când azi, păci... Mă, ce club este, mă, că clubul, eu știu că se ține seara, nu dimineața. Nu, uite, ia!
Mă, tată, ce? Tată, mă sperii, mă, ești tarul de tot. Hai mai repede la școală, că am venit cu mașina de școală după tine. Hai, omule, că am venit cu transportul după tine, că nu se mai poate așa ceva. Hai, o tată, că avem activitate azi. Ai uitat că trebuie să ne mișcăm vațe ascunselea. Nu! Păi, și pai, o tată, tată, mă, aparte ce te băgam în fața mea să nu văd eu aici. Hai, gata, tată. Bun, bună ziua, bună ziua, am venit. Dar, tată, fii atent, știi care e faza? Ne mișcăm noi vațe ascunselea, dar eu zic să ne mișcăm pe noapte. Așteptăm să se facă noaptea sau ne școlărând așa? Tată, te-am întrebat ceva, omule. Așteptăm să se facă noapte sau ne jucăm și pe dimineață, dar și pe noapte? Și bă, și pe una și pe alta. Și pe una și pe alta? E bine, tată, ieși afară, ieși, fii atent. Vino, tu te pui primul, te pui primul și tată vrea să te pui fix aici, tată. Fii atent, aici te pui, aici te pui. O să numere, o să zic eu când e gata și vii după mine. Ok, gata, tată, mai încet. Bă, nu acum, bă, omule, nu acum, rămâi acolo. Zic eu când e gata. Ok, nu degeaba avem astea să ne auzim. Ok, deci tată, mai încet. Ok, deci fiți atenți. O să mă ascund de început aici. Chiar nu crezi dacă o să mă vadă sau nu. Eu zic că este un loc foarte bun, dar faza este că tatăl meu strict e cam prost și așteptăm să facă noapte să fie mai interesant. Pentru că pe noapte, bă, să stai într-o școală pe noapte, mie mi se pare cam scary, sincer. Am văzut cum sunt horrorile noaptea într-o școală. Chiar am văzut treaba aceasta și mi se pare super, super horror. Dar, tată, cât mai ai? Hai că eu sunt gata, poți să vii. 29.30, hai! 29.30, tată, ai intrat în școală, mă, că nici nu te-am văzut intrând pe ușa aia. Nu! Păi în școală ne jucăm, tată, nu ne jucăm în club sau unde te duci tu acolo. Ah, ok. Nu ai plecat, ți-am zis că la școală ne jucăm, tată, du-te. Și vrei să spui tu mie că nu te... Vrei să spui tu mie că nu te-ai uitat printre tu fiși la mine? Vrei să spui tu mie că pe aici nu te-ai uitat? Nu te-ai uitat, nu? Nu te-ai uitat? Nu fii antenă, eu vreau să văd pe geamul. Pe fiecare școală și nu pe unde, dar văd că ești fraier, că ai numără. Da, ok, tată, ci că pe geamul, da. Hai fraierul. Și acolo unde era geam, tată? Păi nu, că din... eu te-am văzut când... Nu vineam eu, hai, numără! Ce vindeam, mă, toamne, bă, ești idiot, bă, tata! Numără! Ok, bine, hai că număr, 1, 2, 3, 4, bă, deja nici nu-l mai supăr pe omul ăsta, ia mă, că mă uiși eu, după ce, doar el trebuie să... Uite, ia că mă duc repede pe aici, am impresia că ieri s-a dus, fiți atenți, hai că mă duc... Tata, gata, vin după tine, am plecat în căutare, m-auzi? Da! Te-ai ascuns? Da! Unde ești? Dă un indiciu, tată, hai, dă un indiciu dacă te crezi șmecher, dacă nu înseamnă că ești cam fraier de fel, tată, și că n-ai, nu, ți-e cam frică, ți-e așa, tată, dacă nu dai un indiciu. Văd culoarea albă. Vezi culoarea albă, bă, tată, știu că ești pe undeva pe aici, deci ai impresia că sunt la stii undeva pe aici, dar nu știu cum... vezi că e genial, tată, pe aici, nu știu de tine, dar vezi că am descoperit niște chestii interesante, rău de tot. Ești în interior sau ești afară? Interior! Interior, păi stai puțin, de ce s-a deschis ușa asta? Nu știu! Tată, ești într-o clasă cumva? Tată? Nu. Bă, tată, dar nu te aud, ce doamne, iar faci cu casca aia? Da. Ce? Hai că deja mă enervez, tată, hai, zi, de mai multe indicii, tată, eu vreau să fii atent. Ce sunt toate? Ah, sunt niște foi, ok, bun. Tată, fii atent, hai să înceapă indiciile pe bune, tată, vreau să-mi spui dacă... Sunt lângă o ușă! Lângă o ușă? Da! Lângă o ușă? Ia fiți atenți. Lângă o ușă? A, nu ești aici, tată? Păi și, gen, nu ești înăuntru, într-o clasă sau nu? Nu! A, deci nu ești într-o clasă? Dar putea să fie lângă o ușă. Deci am fost pe aici. Da! Păi el sau nu ești în clasă? Nu sunt într-o clasă. Gen, e clasă sau poate să fie ceva de sport? Orice! Da, ok, tată, nu mai ajuta cu absolut nimic. O, da, deci, dar tot am o... cred că știu, tată, ce ai tu de gând să faci. Cred că stai la ușa unei clase și după când eu intru, tu ieși imediat. Și așa nu te văd, practic, nu? Nu. Unde, doamne, iartă-mă să ai... O să faci și noapte, frate, afară și nu mai găsesc pe taică, mă. Bun, dar ce s-a ascuns? Tată, unde te-ai ascuns, mă? Că tu, ce, nu te-ai plictisit să stai atât de mult ascuns, că mă și enervezi. Nu, dacă vrei, te bătut. Nu, mă, da, tată, bătut. Dar pe unde ești? Mai zi un indiciu ceva, tată, că habar n-am. Dacă îmi spui și mie un indiciu, ar fi bine. Ești în afară sau ești înăuntru în momentul de față? Unde ești? Ai mai schimbat locurile sau? N-am schimbat nimic, sunt înăuntru. Da. Și văd ceva. Ai trecut pe lângă mine. Acum am trecut pe lângă tine. Pe unde am trecut pe lângă tine acum? Păi eram afară. Mm-hmm.
vreau. Ce? Te văd. Bă, păi eu eram afară, mă. Unde înăuntru? Eu era... Tată, hai ieși. Hai că-ți văd mâna. Îți văd și ochiul. The Black, ce ești? Tată, ieși. Tată. Am câștigat. Ai câștigat, tată, da. Dar acum s-a făcut întuneric. Și ghici cine? Fii atent, tată. Ghici cine? Acum se ascunde. Exact. Așa că, tată, hai, du-te afară, poți să te ascunzi, du-te, nu știu, du-te. Eu știu că era în partea cealaltă, nu mă aștept unde era, tată. O să ne jucăm, fii atent, tată, ne jucăm și prin toate clădirile astea de sunt aici de la școală, doar în partea școlii, cum ar fi tot ce ține de școală și atât, da? Ok. Da, deși am nu mai supăr pe taică-mi eu. Ascunde, unu! Mă ascund, tată, hai că mă ascund, ok, gata, stați, ok, bun, deci, fiți atenți, bă, dar unde să mă ascund, vreau să găsesc un loc, bă, dar un loc genial, mă rută tot, în care să nu mă găsească chiar atât de ușor, adică, bine, să nu mă găsească deloc, că de-aia vreau să mă ascund, aici, nu pot să intri prin asta, din păcate, ar fi fost o idee genială, sincer, dar, treaba stă în felul următor, nu știu, dacă ar fi o idee prea bună să mă ascund fix în partea aia, în principal, gen în partea asta, nu vreau să dau mai multe detalii în casă, nu mă audă, dar, aici cum e, bă, da, nu mă, da, aici mă vede, mă, cred că mă vede, mai e și lumină, sunt foarte multe chestii, trebuie să merg undeva într-un loc în care ar trebui să nu mă vadă oarecum, dar nu știu unde să mă ascund, mă, fraților, voi unde v-ați fi ascuns în școala asta, dacă erați într-o școală, unde v-ați fi ascuns voi, chiar sunt curios, vreau să-mi scriți acolo, pentru că chiar sunt curios. Nu, mami! Mă, tată, nu ești amuzant deloc, ca să știi. Dar, tată, eu am o idee unde să mă ascund. Mamă, cum sunt astea? Ia fiți atenți. Credeam că se pot da astea în jos. Mamă, deci dacă se dădeau în jos erau geniale. Aveam cea mai șmecheră ascunzătoare. Dar, cu toate astea, hai că trebuie să mai beau și puțin din ăsta. Tată, tu ce faci în momentul de față? Mai nu mergi sau? 39, 40, da, de ce? Acum numeri până la 40, 50, mai devreme la prima rândă numărai până la 30, nici tu nu știi până la câte nume. Că te-ai ascuns! Păi eu... Nu mă dau 10 secunde! Bă, tată, poți să... 41! Poți să vii, tată, poți să vii. Ok, ce nega ta alea cu Bostogana? Ce mai... Doamne, tată, hai că... Cu ce lii, mă? Cu ce mai iei, doamne, tată? Hai, vină, eu sunt... Nu-ți dau niciun indiciu. Momentan nu-ți dau niciun indiciu. Mamă, deci, tată... Bă, ce faci, mă, cu cine vorbești acolo? Bă, tată, deci... E bine că răceala e pe terminate, dar... Mă... Bă, ce, doamne, iar tu faci, mă, tată? Da, nu ești amuzant, tată, deloc. Voiam să zic și eu că la mine răceala e pe terminate, tată, că am fost răcit zilele astea. Nu știu, tată, am auzit că cam toată lumea a fost răcită în perioada asta. Vreau să-mi spuneți dacă e adevărat, dacă ați fost și voi răciți, dar... Bă, tată... Eu cred că nu mă străciun. Tată, dar tu n-ai fost răcit? Nu, de ce? Nu, pentru că ești puternic, mă, omule. Da, tată, nu... puternic. Văd că nu prea te pricep, tată, eu nu te-am văzut deloc. Nicio. Păi normal că nu mă vezi, tată, dacă eu mă ascund. Hai, mă, omule, zi pe unde ești, hai că încep să-ți dau un indiciu, tată. Dacă vrei un indiciu, îți dau un indiciu, dar zi tu pe unde ești. Sunt jos, la parter. Jos la parter, bă, tată, pot să zic faptul că eu nu sunt fix în școală. Gen, sunt în cadrul școlii, dar sunt mai multe clădiri. Dar nu pot să zic că mă aflu într-o clădire din cadrul școlii. Pot să mă aflu tot pe lângă clădiri. Practic pot să mă aflu tot în cadrul școlii. Dar nu e o clădire, sau poate e o clădire, dar nu e sub formă de clădire, dacă înțelegi ce zic. Nu vreau să fiu dat mai multe detalii momentan, pentru că, până la urmă, nu mă cauți de foarte mult timp și... Adică ai hack, nu ai hack! Hai, tată, nu mai fi nesimțit, hai, tată, hai, tu știi ceva, tată, cred că mă... Bă, să plec? Tată, chiar ești nesimțit, omule, mă caut sau nu, că fa... Doamne... Da, te caut! Păi hai, tată, că nici nu mai pot să mai vorbesc de la răceala asta, tată, îmi vine să te ușesc în continuu, vorbește și tu, ajută-mă și tu, tată, ce-l bați așa joc de mine? Ok, nu fie în bine, zi un număr de la A la Z! Ce? O literă de la A la Z? Nu, zi un număr de la A la Z! Cum bă, un număr de la A la Z? Bă, tată! Tu cred că, fii atent, există o clasă pe acolo, sunt mai multe clase, tată, te duci ori în clasa de engleză, ori în clasa de română. Acolo înveți alfabetul, depinde pe care vrei să-l înveți, ori în engleză, ori în română. Și înveți in și numerele. English, bro! In English, bro! Bine, tată, hai, fii atent, hai, omule, ce tot faci, tată, hai că îți dau indiciu, sunt afară, tată, sunt afară, mă aflu într-o parte dreaptă, când ieși, atât îți zic, mă aflu într-o parte dreaptă, gen, am ieșit afară și m-am dus în partea dreaptă, altceva nu zic, pentru că, poate te, adică nu știu la ce te gândești, depinde pe unde ești tu afară, tată, în partea stângă. Și în partea stângă, mă? Ionica. Mă, tată, plictisești pe toată lumea, să vede că suntem doar noi doi și chiar, gen, cu tine, tată, eu nu pot să fac absolut nimic, vreau să fac anumit... Se poate orice. Ce se poate orice? Ce se poate cu tine, tată? Sunt afur la școală! Bă, tată, ce? Bă, tată, te... Bă, tată, ești bine? Bă, bă! Tată, tată, ce se aude? Tată, te alergă căile, ce se aude, tată? Ajutor! 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 Ajutor!
Hai, tată, lasă câinele la vezi, hai, vină repede, tată. Hai că îți mai vrei un indiciu ceva, că eu deja nu mai pot. Eu trebuie să ajung acasă, tată. Deja nu, chiar nu mai pot. Mă aflu, văd niște tribune, tată, atât zic. Văd niște tribune, niște tribune. Nu știu locurile unde stau niște oameni, pe niște scaune de astea și vizionează ceva. Pe ce vizionează? Ia zi. Pe ce ai putea să vizionezi, tată? Ce se află aici la școală, că doar nu avem cinema. A, ok. Deci este un teren, tată. Atât, este un teren, tată. Ai tot terenul din bă, tată. De fapt, stai că ți-am zis mai devreme că e afară, deci terenul de afară, că știu că mai era la unde era dodgeball-ul, tată, dar în fine. Hai, eu sunt undeva afară. Hai mai repede, tată, că deja nu mai pot. Mă ia toată răceala dacă mai stau afară și pe noapte. Cred că e cam nașpa, tată. Dar tu te pe unde ești, tată? Tată? Ești flatuț. Unde ești? Mă aflu. Văd ceva albastru, tată. Atât îți zic. Văd ceva albastru. Aaa, flatuț. Nu scap de mine, flatuț. Da, tată. Văd ceva. Aaa, flatuț, nu scap de mine. Știu că am camera pe tine, văd așa că flatuț. Hai! Așa, și ce înseamnă asta, tată? Ce înseamnă asta? Spune și mie. Tată, termin o dată! Bă, ci doamne, iar... Hai că deja... Nu, deci din cutai că nu pot să fac absolut nimic în viața asta. Nu mai suport absolut deloc. Nu pot să fac... Tată, uite o fată în spate, o fată! Uite-te! Lasă fata! Unde-i fata? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.